Videoclipul de astăzi le este dedicat celor care sunt acum clasa 8-a. Pentru că am trecut și eu prin clasa 8-a și am învățat câte ceva despre evaluarea națională, am decis să-mi împărtășesc experiența cu voi. Română. O limbă vorbită de oameni precum Tudor Arghezi, Iolga Caragiale sau Mircea Eliade. O limbă pe care niciun nativ nu știu să o vorbească. Bineînțeles, orice om se este teamă de o plângere penală. Nu. În privința bugetului vreau să fie limpede câteva aspecte. Limba română mai este și prima probă de la examenul de evaluare națională. Cum te pregătești pentru română? Nu există formule, nu? Nu. Da? Într-un fel. Subiectul 1. Citește cerințele cu mare atenție. Asta se aplică, bineînțeles, pentru tot testul. Citește cerința de câte ori ai nevoie și mai citește odată. Nu te lăsa amăgit de ideea că ai mai văzut sute de astfel de cerințe înainte. E mai bine să mai citești odată cerința decât să scrii 5-6 rânduri și apoi să realizezi că ai greșit și trebuie să iei de la capăt. B. Citește textul cu atenție. Puneți următoarele întrebări. Despre ce se vorbește? Asta este tema textului. Notează pe ciornă în propriile tale cuvinte. Ea poate fi iubirea, platonică, romantică, filială, dorul de țară, sentimentele patriotice, natura sau orice altceva. Atenție! S-ar putea ca la început tema să pară ambiguă sau chiar să nu identifici una. Atunci, recitește textul de câte ori ai nevoie. Cum se vorbește? Această întrebare conține mai multe elemente ce țin de stilul operei. Dacă vei răspunde detaliat la ea, vei afla mai multe lucruri despre limbaj, motive, figuri de stil sau tehnici literare. În funcție de genul căruia îi aparține, opera poate exprima sentimentele în mod direct sau indirect. Cine vorbește? Prin această întrebare, nu mă refer neapărat la cine este autorul operei, ci mai degrabă la cine transmite mesajul acesteia. În cazul unei opere epice, vorbim despre narator și personaje. În cazul unei opere lirice, vorbim despre eu liric, iar în cazul unei opere dramatice, vorbim despre personaje. Ce? Treci la scris. Ok, uite-te în ochii mei și repetă. Nu scriu totul pe ciornă. Am auzit mult prea multe cazuri de idei bune care s-au pierdut pe ciornă pentru că nu au fost transcrise. Realitatea e că probabil nu vei fi 100% fericit cu ceea ce ai scris. Mereu există loc de mai bine. Dar cel mai important lucru este să scrii ceva. Unui corector este mult mai ușor să-ți dea puncte pe o compunere care ar fi putut fi mai bună decât pe una incompletă sau, mai rău, inexistentă. Ciorna nu e locul în care să-ți scrii compunerea, e locul în care să-ți faci o schemă acesteia și să evidențiezi citatele importante. După ce consider că ai schema completă, poți să treci la foaia de examen. Mie îmi venea mult mai ușor să-mi scriu definiția întâi, pentru că astfel nu mai era frică de pagina goală. Și vă sfătuiesc să faceți același lucru. Schemele. De unde apar aceste fantastice creaturi? Ce trebuie să conțină și, mai ales, cum le rețin? Să adresăm prima întrebare. Trebuie să ai o schemă pentru fiecare gen și specie, plus mesaj și titlu. Ele vor conține o definiție și 3-4 trăsături. Și le vei primi de la profesorii de la clasă și de la meditatori. Un lucru pe care îți sugerez să-l faci este să citești mai multe scheme sau compuneri pentru o anumită specie sau un anumit gen și să faci un rezumat al lor, adăugând propriile tale idei. Trecând prin toate acele materiale și încercând să extragi esențialul, inevitabil vei înțelege și reține mult mai ușor ideile. În plus, acum ai o fișă care conține și ideile tale pe lângă noțiunile de bază și la care te poți întoarce oricând. Repetă, repetă, repetă! Repetă atât de mult încât animalul de companie să-ți poată recita genul epic la ora 3 dimineața, iar bunica să șoptească definiția fabulei în timp ce o amestecă în mămăligă. Repetă până crezi că o să visezi cifrele magice și mai repetă odată. Asta îți va oferi nu numai cunoștințe, ci și siguranța necesară atunci când te vei afla în fața unei foi goale. Subiectul al doilea. Partea favorită a oricărui elev. Gramatica. Dacă încă ți se pare că subiectul de literatură e mai ușor sau mai interesant,
Probabil că asta se va schimba. A. Citește cerința. Dar, Daria, ai mai zis asta odată. Ghiți ce? O mai spun odată, pentru că e poate cel mai important lucru din întreg videoclipul. Citește cerința de două ori sau chiar de mai multe ori dacă ai nevoie. B. Citește textul. Recomand să citești întâi primele două cerințe pentru a identifica elementele necesare răspunsurilor. Dacă a doua compunere are legătură cu textul non-literar, notează-ți câteva idei pe care le poți folosi. C. Subordonatele. Învață elementele de relație și rolul fiecăruia. Știu, ai senzația că le vei recunoaște și poate chiar așa și este, dar este important să știi felul fiecăruia, deoarece asta s-ar putea să-ți dea indicii despre relația dintre două propoziții sau chiar felul unei subordonate. Atenție la locuțiunile conjuncționale, deoarece pot părea prepoziții sau alte părți de vorbire. Învață felul subordonatelor. Unele vor avea părți de propoziție echivalente, altele nu. Trebuie să le știi pe fiecare și să le poți identifica ușor și repede. Exersează! Scrie frazele cu pixul sau stiloul și desparte-le cu creionul. Crede-mă, vei avea nevoie să ștergi. Ai grijă la capcane. Sunt unele subordonate care pot semăna cu altele. Acordă-le atenție deosebită. Construiește fraze. Combine diferite elemente de relație și tipuri de subordonate. Nu te opri la fraze simple, ci mergi cât mai departe în construire. D. A doua compunere. Aici sunt prezente trei tipuri principale de compuneri. Narrative. Aceste compuneri prezintă o acțiune. Cel mai important este să marchezi foarte bine momentele subiectului. Expozițiunea. Aici vei prezenta personajele, locul și timpul. Nu uita să verifici dacă sunt precizate deja în cerință. Intriga. Acesta este momentul în care declanșează acțiunea. Desfășurarea acțiunii. Prezintă câteva momente. Folosește timpul perfect compus. Punctul culminant. Momentul de maximă intensitate, anticipat de tot ce s-a întâmplat până acum. Fără să conteze. Deznădământul. Concluzia evenimentelor prezentate. 2. Descriptive. Folosește timpul imperfect și multe figuri de stil. Încearcă să te concentrezi pe fiecare element al tabloului sau al persoanei și să-l redai cât mai frumos. 3. Argumentative. Citește textul non-literar de mai multe ori și fă-ți o schiță argumentelor pe ciornă. Nu uita să folosești conectori precum în primul rând, în al doilea rând sau în concluzie. Bonus! Câteva sfaturi. 1. Gândește-te la ordinea în care vei rezolva subiectele. Personal, făceam întâi punctele A de la ambele subiecte, apoi compunerile. Dar găsește metoda care ți se potrivește ție cel mai bine. 2. Cronometrează-te, dar concentrează-te pe calitate. E normal ca la început un subiect să-ți ia mai mult de 2 ore. 3. Lasă 2 cm în stânga paginii. 4. Analizează-ți scrisul. Nu trebuie să fie perfect, dar trebuie să fie lizibil. Un scris elegant conferă o bună primă impresie. 5. Gândește-te dacă vrei să scrii cu pixul sau cu stiloul. Dacă vrei să folosești stiloul, încearcă să te obișnuiești cu el. Asta e tot pentru astăzi. Partea a doua va veni în curând. Dacă ți-a plăcut videoclipul, dă-i un like, abonează-te și apasă pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când postez. Lasă un comentariu mai jos cu ce ai vrea să vezi pe mai departe. Pe mine mă găsești și la @ocelarochelaristă pe Instagram. Noi ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!